În orașul Băicuiesc este forfotă mare. De câteva zile în localitate au început lucrările de asfaltare și se acționează pe mai multe tronsoane. Ne-am apucat să asfaltăm în zona Țintea. Avem străzile Profesor Lungu. Astăzi sau luni vom asfalta strada Viitorului, strada Livezilor, strada Nucilor și strada Macilor. De săptămâna viitoare vom începe să asfaltăm strada principală, strada Independenței. Este artera principală care străbate orașul și pe care o tranzitează foarte mult locuitorii orașului, dar și cei care ne tranzitează orașul, și de aceea am considerat-o prioritară, am frezat-o, am reparat-o, iar de luni ne apucăm să îi turnăm straturi de asfalt. Și în cartierul Tufeni vor avea loc asfaltări. De luni utilajele vor ajunge și în această zonă. Avem de reabilitat străzile pe care s-au introdus sistemul de canalizare, dar vom moderniza și străzile care acum nu au asfalt pe ele. Undeva la jumătatea lunii mai vom mai aborda încă trei străzi, strada Alexandru cel Bun, strada Abatorului și strada Liliacului. Pe aceste străzi nu există asfalt deloc și de aceea vom face o modernizare. Această modernizare constă în decopertare, în compactare piatră, asfalt, borduri și rigolă de preluare a apelor pluviale. Conducerea primăriei Băicuiesc speră că până la finalul anului majoritatea străzilor din localitate să aibă asfalt. Bună seara, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți programele VPTV. După cum v-ați dat seama, emisiunea din această seară este dedicată orașului Băicoi, iar pentru a discuta despre tot ceea ce se întâmplă la Băicoi, alături de mine se află domnul Marius Constantin, viceprimar cu atribuții de primar. Bună seara, domnule primar, dacă îmi permite să vă spun așa, pentru a mai scurta din titulatura funcției dumneavoastră. Bună seara! Bună seara și mulțumesc frumos de invitație! Cum a fost vremea astăzi la Băicoi, domnule primar? Pentru că la Ploiești a fost, după amiază, așa a început să plouă. Eu aș spune acum că din păcate a plouat, dar trebuie să ne bucurăm pentru că ploaia aduce belșug și este un an cu secetă și avem mare nevoie de ploaie, dar spuneam din păcate pentru că în sfârșit au început asfaltările în orașul Băicoi și astăzi am fost nevoiți să întrerupem puțin aceste lucrări, dar nu e o problemă, timp peste destul, nu trebuie să îngrășăm porcul în ajun, așa cum se spune, și avem timp suficient. A plouat destul de tare. Am putut să asfaltăm până după amiază, undeva în jur de ora 16. Câteva ore de pauză, putem spune. Exact, după care a venit ploaia, de mâine de la ora 8 ne apucăm din nou de reasfaltare. Despre asfaltări voiam să vă propun, despre asfaltările din cel mai mare oraș din județul Prahova, pentru că nu-i așa, Băicoiul este cel mai mare oraș. Băicoiul este cel mai mare oraș din județul Prahova, dar din păcate nu arată astăzi ca cel mai mare oraș. Dar ăsta este rolul nostru, a celor care conducem administrația publică locală, să facem investiții, să facem lucrări acolo de modernizare, care să ne aducă în fața comunelor cu care ne întrecem astăzi. Aoleu, comunelor? Comune, sigur că da, pentru că dacă ne raportăm la comuna învecinată, comuna Scorțeni, cred că de prin anul 2007 are toate străzile până și ulițele asfaltate. Orașul Băicoi și astăzi, cred că mai are undeva la 40-50% din străzi neasfaltate. Ba mai mult de atât, în urma implementării sistemului de canalizare, de care aveam atâta nevoie, pentru că un oraș nu poate vorbi în 2017 fără sistem de canalizare, nici pentru cetățeni, pentru categoric locuitori, dar nici pentru investitori. Nu poți să-i aduci dacă nu poți să le oferi un minim de utilități. Străzile care deja erau asfaltate s-au cam distrus și atunci suntem nevoiți să revenim pe aceste străzi, să le reabilităm, ceea ce înseamnă cheltuieli de la bugetul local, ne ia din bănuți, în loc să mergem pe străzile neasfaltate și să încheiem odată pentru totdeauna cu cizme de cauciuc la Băicoi. Că, din păcate, asta ne cam recomandă. Avem câteva zone destul de grele, unde oamenii încă mai folosesc cizme de cauciuc pentru a ieși la piață, pentru a-și duce copiii la școală sau a merge la serviciu. Iată, nu sună deloc bine, mai ales în contextul în care vorbim despre, după cum spuneam, cel mai mare oraș din județul Prahova. Nu sună bine, dar asta este realitatea, nu trebuie să ne ferim, trebuie să o recunoaștem, dar eu spun că proiectele noastre sunt îndrăznețe și am trecut de la vorbe la fapte. Am preluat lucrurile bune făcute în vechea administrație, le ducem mai departe și încet, încet capătă contur proiectele noastre pe care până acum doar le promiteam oamenilor și avem destul de multe străzi într-o perioadă scurtă, destul de multe străzi asfaltate
și vom merge mai departe. În același ritm? Ați spus că multe într-o perioadă scurtă, ceea ce înseamnă că este un ritm destul de... Gândiți-vă că mandatul meu a început în noiembrie, când deja a venit iarna. Da. Să spunem că undeva până prin martie, știți că a fost o perioadă mai prelungită, o iarnă mai prelungită, am putut să ne luăm de asfaltare la începutul lunii aprilie. Vorbim de o lună jumătate, iar într-o lună jumătate avem aproape finalizat, dacă astăzi nu ploua, aveam finalizat cu primul strat 4 km și 600 de metri din șoseaua principală, din artera principală, care este o șosea de tranzit, nu o folosesc doar băicoienii, o folosesc cei care tranzitează orașul Băicoi din DN către Valea Slănicului, da, și Vălenii de Munte, și era o șosea necesară a fi reabilitată. În maxim 3 zile suntem gata cu această șosea și avem cartierul Țintea, unde... Până ajungem acolo, vă propun, aș vrea să vă întreb legat de șoseaua principală, de artera principală, cum spuneți dumneavoastră, această artera a fost afectată de lucrările de canalizare? Sigur că da. Din păcate, am introdus sistemul de canalizare și ce a rămas în urma acestui mare proiect, un proiect util, repet, pentru orașul Băicoi, dar nu a fost pe gustul băicoienilor. Ba, la un moment dat s-a organizat și un protest pe acest tronson de stradă, pentru că asfaltul nu mai exista deloc, era doar piatră și noi am considerat-o ca o prioritate. Știu că sunt oameni supărați care spun, dom'le, nu mai reasfaltați străzi care au asfalt, dar nu poți să lași și o șosea care te reprezintă, pentru că cei care tranzitează orașul sunt vizitatori și poate își doresc altă dată să se mai întoarcă în orașul nostru. Cine trecea pe această stradă evita orașul, folosea DN-ul ca să ne ocolească. Și atunci am fost nevoiți să atacăm acest tronson între primele străzi ale orașului Băicoi. Ce urmează? Deja asfaltăm în cartierul Țintea. Am început lucrările acolo pentru că există un cartier, o zonă pe penire, îi spunem noi, unde străzile erau jalnice. La un moment dat, chiar pentru a veni în sprijinul cetățenilor, le duceam câte o mașină de piatră și astfel speram noi să le mai îndulcim un pic supărarea. Dar în momentul în care am ajuns acolo și am văzut că părinții își duc copiii în spate, pentru că nu poți să te duci la școală plin de noroi, am considerat că trebuie și acest cartier să fie o prioritate pentru noi, mai ales că în cartierul Țintea mai nimeni din vechile administrații nu a făcut mai nimic, adică nu au niciun trotuar pe care copiii să meargă la școală, nu au niciun loc de joacă, nu mai vorbeam de asfalt. Și avem destul de multe străzi modernizate la această oră în acest cartier. Chiar astăzi asfaltam strada Viitorului. Nu vom pleca din acest cartier până nu toate străzile vor fi asfaltate, vor fi modernizate. Modernizarea pe care o facem noi acum este una, spun eu, mai de calitate. Nu ar trebui să fie o diferență între modernizare și calitate, dar din păcate în România sunt diferențe. Nu venim cu asfalt direct peste stratul de piatră, pentru că vedeți dumneavoastră, an de an, tot aducându-se piatră în zona, în anotimpul ploios, drumul s-a înălțat foarte tare față de curțile oamenilor și atunci apa de pe stradă intra în curți. Da. Am venit și am decopertat undeva la 70-80 de centimetri, am compactat piatră, am pus borduri și după care am venit cu asfaltul. Deci vom crea în Țintea un cartier modern, un cartier, spunem noi, de care țintenii să fie mândri. Civilizat. Exact, civilizat, da. Primar, pentru că, totuși, vorbim de o localitate, nu o să mai spun acum cel mai mare oraș din Prahova, am tot spus, dar e o localitate importantă și pentru județ, pentru economia județului și pentru istoria județului. Vorbim de Băicoi, totuși. Sigur că da. Pentru mine este cea mai importantă localitate, nu din Prahova, din România, pentru că sunt băicoian. Absolut. Și îmi doresc ca microclimatul unde trăiesc, mediul unde trăiesc și eu și copilul meu, dar și prietenii mei, să fie unul deosebit. Pe noi nu ne deranjează și nici nu vrem să criticăm dacă alte localități ar primi fonduri mai puține sau nu și-ar face treaba, pe noi ne interesează să ne promovăm orașul. Și de aceea acum avem posibilitatea, prin funcția pe care o dețin, am posibilitatea să arăt băicoienilor că un oraș poate fi condus și de un alt fel de om, de unul din rândul lor. Singura promisiune pe care am făcut-o băicoienilor în campania din 2016 a fost că dacă voi ajunge să ocup funcția de primar, va fi să le readuc respectul. Respectul
primarului, dar și a instituției pe care o conduce față de cetățean. Vedeți, dumneavoastră, în Băicoi cetățenii sunt băgați în seamă doar când trebuie să-și plătească taxele și impozitele. Și atunci am considerat că nu este corect. Au și îndatoriri, dar au și drepturi. Trebuie să încercăm, atât cât se poate, atât cât putem noi, pentru că orice oraș funcționează după un buget local, care nu este unul foarte mare, să venim în sprijinul lor. Și asta am făcut, un prim pas pentru a vedea că eu, în calitate de primar, ofer un mare respect locuitorilor și Băicoi, a fost să renunț la ziua de audiență și dacă în majoritatea primărilor se practică o zi pe săptămână într-un anumit interval orar, la mine ziua este deschisă zilnic, chiar dacă am alte probleme, au fost diversi oameni care au venit în primărie, au venit la mine în birou și vedea că semnesc și mapa, îi ascult și problema, dau un telefon să vină și cel de la urbanist sau de la fond funciar, că compartimentul căreia se adresa problema, să încercăm să rezolvăm. Oamenii vin cu probleme la primărie, noi nu trebuie să le spunem tot probleme, noi trebuie să le găsim soluții. De aceea suntem puși acolo. Și vă ascultam și mă gândeam că, sigur că da, toți oamenii merită respect, dar nu știu cât de mult putem vorbi de respect în condițiile în care, după cum spuneați dumneavoastră, părinții își duc copiii în spate la școală. Nu e respect, nu e o dovadă de respect. Respectul unui primar către cetățean se arată în cel puțin două moduri. Unul, modalitatea prin care el este primit, prin care este ajutat cu o problemă, și al doilea mod este modalitatea de ce face primarul pe strada lui, în cartierul lui, în școala unde învață copilul lui, în spitalul unde se tratează el sau bunicii noștri. Eu cred că am reușit în scurta perioadă de când sunt primar al orașului să arăt cetățenilor că sunt primiți cu altă atmosferă în primărie și vom îmbunătăți această comunicare. Măcar o parte dintre cetățeni nu mai vin cu cizmele de cauciuc pline de noroi. Exact, dar și în cartiere am reușit să mișcăm niște lucruri pentru care oamenii să ne mulțumească. Am pornit chiar cu dezăpezirea. Am intrat direct în pâine așa pentru că am avut o iarnă destul de grea. Am încercat să facem tot ce ne era în putință să iasă bine. Acum, eu nu știu dacă a ieșit foarte bine, bine sau rău, dar din ceea ce ne-au transmis oamenii, să știți că a fost mai bine ca altă dată. Eu nu vreau să stau să analizez ce s-a greșit înainte să vin eu în primăria oraș Băicoi. Nu mă interesează pe mine lucrurile astea. Nici nu mă raportez la altcineva. Eu vreau să arăt oamenilor exact cum este Marius Constantin, și ca persoană, și ca familie, și ca reprezentant al societății și al autorității locale, pentru ca oamenii să aibă ce pună în balanță. Da, suntem oameni politici, din păcate. Dar eu îmi doresc ca în Băicoi să fac mai puțină politică și mai multă administrație. O să am nevoie și de voturi. Da, sunt alegeri parlamentare, sunt alegeri parlamentare, prezidențiale, reprezint un partid politic. Aveți nevoie și de sprijin al consilierilor. Sigur că da. Dar la mine nu a intrat nimeni în birou și să-i spun, domnule, eu sunt reprezentant ALDE, vreau să votez ALDE. Nu. Avem o echipă ALDE, o echipă foarte unită, o avem pe doamna Grațiela, doamna vicepremier lângă noi tot timpul, da? Și astăzi am fost nevoie să o țin până la ora 19 la minister pentru că trebuia să mă ajute cu o problemă. Nu ne-a refuzat niciodată. Avem echipa ALDE care reprezintă conducerea județului Prahova, care tot timpul ne sprijină cu juriști, cu proiectanți, constructori, le cere sfatul de fiecare dată. Dar niciodată, să știți, de când sunt primar, nu am amestecat politica cu administrația. Eu întâi trebuie să fac administrație, ca mai apoi oamenii să judece și politic. Dacă oamenii le ofer doar politică, ce poate să zic administrativ? Dom'le, bun, e reprezentantul unui partid. Cu ce m-a încălzit pe mine treaba asta? Nu, noi ne dorim administrație și după aceea vom culege și roadele de pe linia politică. Domnule primar, am vorbit despre asfaltări. Despre asfaltări vreau să mai vorbesc, nu vreau să închei. Că, mai sunt asfaltări? Mai sunt. Lucrări, da? Și Băicoi este un oraș foarte întins. Avem 12 km șoseaua principală. Și atunci nu vreau să vorbim doar despre cartierul Ținta. Este un cartier în care lucrăm intens. Dar tot de astăzi am început lucrările la reabilitare și vom începe la modernizare și în cartierul Tufeni. Și sperăm noi ca de săptămâna viitoare să începem în zona blocuri, zona de centru civic, unde densitatea de locuitori este cea mai mare și practic este centrul orașului Băicoi. Da, acolo s-a condensat populația și acolo avem noi centrul orașului. Din păcate, spun oamenii că de vreo 30 de ani nu prea s-a făcut nimic pentru ei. De săptămâna viitoare vom aborda și acest cartier.
La fel, oamenii acum se bucură, domne, dacă îmi dai un asfalt, ești prietenul meu pe viață. Și vom asfalta și această zonă și vom merge în cartierul, Dâmbu, unde... Al mai... patrulea, nu? Dacă l-am numărat corect. Sunt mai multe cartiere. Avem cartierul Schelă. Nu, al patrulea pe lista asfaltării. Unde lucrăm, sigur da, că da, dar aici mai întâi vom implementa sistemul de canalizare, pentru că trebuie să încheiem cei vreo 70-80 de kilometri de canal de care avem nevoie. Până acum sunt băgați undeva la 68-69 de kilometri. Băgăm întâi sistemul de canalizare și după aceea venim cu asfaltarea. Așa se și ce face. Se întâmplă? Acești oameni, într-adevăr, nu mai au răbdare. Pentru că să stai 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani prin noroi, să-ți vină unul acum să spună, domnule, mai stai două luni sau mai stai un an, nu mai înțelegi pe nimeni. Pentru că de promisiuni și de vorbe toți suntem sătui, da? Dar eu nu vreau să fac ce au făcut alții. Să vin să fac un asfalt care mă costă niște bani și nu sunt puțini, iar mai târziu să vin să tai după asfaltul, luni, să mai schimb o conductă de apă sau cu orice risc. L-am explicat celor din Dâmbu. Domne, lăsați-mă întâi să băgăm sistemul de canalizare și după aceea, cum am putut să fac în cartierul Țintea, cum pot să fac în cartierul Tufeni, cu siguranță voi face și în cartierul Dâmbu. Dar haideți să facem lucrurile așa cum trebuie. Vedeți, dumneavoastră, deja au mai început câteva întrebări. Oamenii adresează întrebări și asta e bine. Și mă întrebau, domne, pe strada principală, unde asfaltăm și unde venim cu un asfalt de calitate în două straturi, de ce capacele n-au fost din prima aduse la nivel ca să nu mai decupăm? Și am întrebat și eu un specialist, domne, și mi se părea normal ca să nu mai decupezi. Dar mi s-a spus așa, că tipul de canal nu permite suprapunerea de inele ca el să fie înălțat. Și atunci asta vom face, pe această stradă. Dar în zona din Țintea unde am lucrat, acolo s-au ridicat direct capacele la nivel, vine asfaltul la nivel, este o chestie tehnică, o chestie inginerească. Asta e, ce să facem? E bine că lucrurile se fac. E inginerească, dar nu e, cum spune românul, nu e o mare inginerie. Nu e o mare inginerie, dar pe de altă parte nu este nicio mare catastrofă. Da. De ce? Noi la orice lucrare primim o garanție. Eu ce pot să-i asigur pe Băicoieni? Că toată lumea trebuie să-și respecte contractul. Dacă spune garanție 2 ani sau 5 ani, 2 ani sau 5 ani, firma care a lucrat va face toate reparațiile pe banii ei. Nu am niciun interes să apăr pe cineva. Singurul interes pe care l-am astăzi este să-mi promovez orașul și să țin partea Băicoienilor. Patru cartiere aflate pe lista dumneavoastră de lucrări de asfaltare. Dar asta înseamnă bani, domnule primar. Își înseamnă bugetul local al orașului Băicoi? Înseamnă bani și de asta vă spuneam, banii nu sunt puțini. În momentul în care am preluat mandatul, să știți că l-am preluat și cu ceva datorii. Dar nimeni nu ține un primar în funcție să se vaite. Nu ești obligat să ocupi această funcție. Vii, găsești o situație financiară, îți convine, rămâi, nu poți să pleci acasă. Când am preluat mandatul, am intrat un pic așa în panică pentru că am văzut ce datorii sunt. Dar ușor, ușor lucrurile dacă s-au remediat. Dacă vă uitați la ce datorii are Ploieștiul, vă reveneați și v-am spus și mai devreme, probleme. Nu mă interesează nici de Ploiești, nici de București, mă interesează doar de Băicoi. Pe mine mă interesează ce se întâmplă. Un primar este pus în această funcție să cheltuie banii locuitorilor din acel oraș. Primăria nu este o afacere să îi mulțești. Tu trebuie să-i cheltui, dar acum depinde cum îi cheltui. Și atunci am avut o variantă. Dom'le, faptul că avem datorii, faptul că Băicoiul este în urmă cu investițiile, m-a obligat să gândesc un buget chibzuit, iar banii să fie cheltuiți foarte eficient. Și atunci am mers pe două fronturi. Am putut să și achităm datorii, acum ele sunt la un nivel foarte redus, iar pe de altă parte am reușit să facem și ceva investiții. Am reușit să depunem unul la martie și 8 proiecte pe Ministerul Dezvoltării ca să nu mai fim nevoiți să investim din banii orașului, din bugetul local, pentru școli și pentru grădinițe. Mai avem puțin până în pauza de publicitate, domnule primar, și aș vrea că proiectele europene sunt pe lista de subiecte pe care aș vrea să le discutăm în această seară, dar aș vrea să rămânem tot pe zona de infrastructură și să discutăm și un pic despre iluminatul public, de exemplu, de la dumneavoastră, de la Băicoi. Avem, care este situația? Avem extindere de iluminat public, avem extindere de extinderea rețelei de gaze și a conductei de apă potabilă. Trebuie acestea sunt elemente, lucrări, alte investiții, acestea sunt elemente pe care fără de care un om nu poate supraviețui. Nu avem ce să facem. Pentru iluminatul public avem extindere pe strada Înfrățirii, deci este o stradă care face legătura între DN și cartierul Ilieș, cartierul de blocuri de care vă spuneam,
și e bine ca orice intrare din DN într-un oraș să fie așa cum trebuie. Avem extindere pe strada Dorobanți și pe strada Tufenilor, unde începem și noi deja să lucrăm european. Acum schimbăm până și lămpile, vrem din alea cu LED, pentru că ele sunt costisitoare, dar se compensează cu factura de curent. Da. Cheltuielile sunt mult mai mici, consumurile sunt mult mai mici. Și noi acasă ați văzut că am început să schimbăm becurile. Nu mai ne permitem să avem din alea care consumă foarte tare, pentru că ne ustură la factură. La fel gândesc și în primărie. Haideți să începem să punem din astea cu LED-uri. Nu mai spun, alții atacă panourile solare. E clar că și noi trebuie să ne gândim. Dar acum atât ne ține plapuma, atât ne întindem. Și ne extindem pe strada Înfrățirii, pe strada Dorobanți și pe strada Tufenilor. Sunt străzi importante, dar răspundem cu același drag oricărei solicitări. Dacă la cineva la poartă lipsește o lampă și omul ne contactează telefonic sau prin adresă scrisă, mergem și montăm lampa fără probleme. Iată, mă gândeam că și aceste lucrări înseamnă tot bani și tot la bani ajungem, dar vă propun, domnule primar, pentru că vorbim despre bani, să luăm o scurtă pauză de publicitate, să ne întoarcem și să continuăm discuția noastră în altă zonă, în zona economiei din orașul Băicoi. Sunteți de acord, da? Sunt de acord. Atunci, publicitate.